Există trilioane de alte lumi în galaxia noastră care ar putea fi populate de extraterestri, iar astronomii au descoperit doar puțin peste 5500 dintre aceste exoplanete. În afară de câteva planete care ar putea susține viață și câte un semnal misterios detectat din când în când, astronomii nu au găsit până acum nicio dovadă clară despre existența extraterestrilor. Dar ce s-ar întâmpla dacă ei totuși există și se uită spre noi în încercarea de a ne găsi? Și-ar putea da ei seama dacă există viață pe Pământ? În 2021, Faherty a descoperit că aproape 2000 de stele aflate la cel mult 300 de ani lumină depărtare de Pământ ar putea observa planeta noastră. Cel mai bun indicator al prezenței vieții pe Pământ ar putea fi oxigenul, azotul și vaporii de apă, potrivit lui Paul Rimmer, astrochimist la Universitatea din Cambridge. Pe măsură ce oamenii continuă să schimbe planeta, Pământul va ieși din ce în ce mai mult în evidență. Civilizații extraterestre mai avansați decât noi ar putea avea telescoape mult mai puternice cu care să ne fi reperat deja. Norul de sateliți care se află pe orbita terestră ne-ar putea da de gol într-o bună zi în fața astronomilor de pe alte planete, potrivit lui Hector Socas Navarro, astrofizician al Institutului de Astrofizică din Insulele Canare. Dar ca cineva să ne observe, trebuie mai întâi să se uite înspre noi. În opinia mea, cu siguranță există viață undeva departe de noi. Nu uitați de like și subscribe! Wikisport 1 vă urează un weekend minunat!